Hei, salut, eu sunt Maria și astăzi vom vorbi despre 5 lucruri enervante în aeroport sau în avion. Știți că am făcut și 5 lucruri enervante la metrou. O să las link-ul în descriere să mergeți să vedeți episodul dacă nu l-ați văzut. Și astăzi vreau să vorbim despre 5 lucruri enervante în aeroport sau în avion. Și înainte de toate astea, aș vrea să vă întreb o întrebare foarte serioasă și să răspundeți cu maximă sinceritate. Ce mai face echipa mea? Ce face echipa mea? Bine, echipă, hai să trecem la treabă și să vedem care sunt aceste lucruri mega, mega enervante. Ok, numărul 1. Nu te buluci la coadă. Te rog eu frumos, te rog eu frumos. Când se face coada aia frumoasă așa la îmbarcare, la poarta de îmbarcare, nu te buluci, mămică, să fii în față, că nu ajungi fix în același loc, tot în avion ajungi și avionul nu pleacă fără noi toți. Deci dacă te-ai bulucit în față, n-ai rezolvat absolut nimic, da, absolut nimic, adică n-ai rezolvat nimic. Și asta că vrei să fii primul la coadă e fix, e treaba ta, că tu vrei să fii în față, nu e... Măi, dacă te bagi în fața mea, ca să fii tu primul în față, când ajungem cu toți în același loc și avionul nu pleacă fără noi toți. Știți că nu se mai fac tot felul de cozi în astea, adică eu am pățit de câteva ori în aeroport la Iași, când coada se șerpuiește, așa, pentru că nu e loc de... În fine. Și se șerpuiește coada și sunt acești oameni care vin și se lipesc așa la coadă unde se face curba, știi, la cotitură acolo, că ei nu-s proști, mă, ei se gândesc că dacă te lipești acolo unde e curba, pe aia, lalți toți din spate, îi faci că tu ești deștept și îi faci și aia toți care stau la coadă sunt niște proști. Bă, da, chiar așa, mi insulți inteligența, ce dracu te bagi în fața mea? Adică așa ostentativ, știi? Bă, hai, te rog frumos, deci dacă ești din ăla care te bagi în față la coadă, dacă ai urgență sau îți ceri voie de la oameni sau ceva, asta e ok, adică nu e... Mai sunt situații în care aia e. Bă, da, când te bagi așa în față fără nicio scuză, du-te dracu, hai, că m-am enervat, da? Numărul 2. Deci hai să facem acest exercițiu de imaginație. Deci ați găsit persoana ideală. E fix ce v-ați dorit, că arată bine, că e inteligent, că râde la aceleași glume, vă plac aceleași lucruri. Sunteți făcuți unul pentru celălalt, da? Deci v-ați găsit și mergeți în prima vacanță împreună. E momentul ăla, e prima vacanță împreună. Mă, și când aterizează avionul, îți vezi sufletul pereche, cum începe și aplaudă la aterizare. Și nu aplaudă ironic, nu, că există și aplaudat ironic. Nu, aplaudă pentru că a aterizat avionul, îl aplaudăm pe pilot că și-a făcut treaba și că ne-a adus pe toți cu bine la destinație. Așa, am observat că ăla care dă startul la aplaudat întotdeauna e un din ăsta care vrea să aplaude ironic și să râdă de ceilalți care aplaudă, știi, că el doar, știi, ca aia care ascultă manele doar ironic, hai, lăsați vrăjeala, vă place să aplaudați când aterizează avionul, nu e niciun ironic, nimic, vă place. Vă rog, aplicați același principiu și când mergeți cu metrou sau cu autobuzul, păi ați ajuns la Romană în siguranță cu metrou, vă rog, aplaudați, ați ajuns cu Uber-ul la destinație, vă rog, aplaudați-l pe șoferul de Uber. Ce aia 5 steluțe? Nu 5 steluțe contează în viață, nu bacșiș, aplauze, vă rog să aplaudați. Când ajungeți la destinație, ăsta e primul lucru, aplaudați. Deci numărul 3. Numărul 3, mă, dacă la 2 nu neapărat, nu ne supărăm pe cei care aplaudă, aia e alegerea lor, doar facem mișto de ei și atât. Bă, da, numărul 3, ăștia merită bătuți, jur, hai, nu bătuți, exagerăm, zvâncă, calmează-te, nu te bați cu nimeni. Stai tu liniștită, așa. Deci ăștia din categoria 3, bă, merită măcar să te uiți la ei urât. De acești oameni, măi, în avion, toată lumea are locul lui scris pe bilet. Nu există dubii unde este locul tău, e scris. Măi, și ei decid că nu vor să respecte acel loc și că vor să așeze pe locul tău. De multe ori, sunt foarte multe companii aeriene care îți vând locul, adică tu în momentul în care îți alegi locul pe care vrei să stai, trebuie să plătești o anumită sumă. Dacă stai mai în spate, mai la săraci, plătești mai puțin. La locurile cu spațiul mai mult la picioare, plătești un pic mai mult. Și tot așa, în funcție de unde stai, plătești o anumită sumă. Ei, sunt acești oameni care decid că ei nu le place unde stau ei și că ce-ar fi să stea în altă parte. Bă, mâncați-a și se stârnește această discuție în care, acest moment penibil în care nu vă supărați, stați pe locul meu. Și nu te crede, știi, și își scoate biletul, adică nu se ridică, doar știe foarte bine cum s-a așezat unde trebuie.
se scoate biletul și se uită și verifică, știi, arăți man, știi, ăsta e locul meu, nu, și stă și se... De multe ori ei par foarte tranjați că tu vrei să stai pe locul tău. Ăștia sunt unii care se ridică până la urmă și pleacă. Mă rog, s-a creat un mini moment penibil, ai trecut peste. Ei, dar mai sunt și aia care nu vor să se mute. Aia care nu vor să se mute când nevasta stă acolo. Și că vrea și el să stea lângă nevastă. Păi, da, sorry, și eu vreau să stau lângă soțul meu. Eu ce fac? Păi, man, dacă vrei să stai lângă nevastă, dar de ce nu v-ați rezervat mămică loc unul lângă altul? Numărul 4. Ei, la 4... Sunt aceste persoane care în momentul în care avionul a făcut așa cu solul și efectiv roțile avionului au atins solul, în momentul ăla se ridică, gata. Au scos centura de siguranță și s-au ridicat. Men, și sunt toți în picioare pe culoar și stau. Că durează până parchează avionul, până pune scara, cuplează scara la avion, până deschide poarta, până toate aceste lucruri. Oamenii stau în picioare. Ei, și dacă tu ai nenorocul să fii o persoană ca mine, căruia îi place să stea mereu lângă culoar, și tu ai două persoane în stânga sau în dreapta ta care vor să iasă repede, o să-ți stea în ceafă că să ieși și tu pe culoar, dar tu nu vrei să ieși pe culoar, că tu ești prost, nu vrei să stai așa de aiurea în picioare. Vrei să stai jos, bă, și-ți stă la înceafă acolo și că el vrea să iasă, să stea și el pe culoar cu toată lumea, că a văzut cu toată lumea ești pe culoar și stă acolo, te vrea și el să iasă. Și ești gen, man, nu, n-am unde, nici măcar nu mai am unde să ies, că tot culoar oricum e plin, că toată lumea a ieșit. Eu unde vrei să mă mai duc? N-am unde, de ce mă pui să, deci lasă-mă. Eu nu înțeleg de ce se grăbește așa toată lumea, de ce e așa o grabă de asta și o grabă inutilă. Ne grăbim să urcăm mai repede în avion, avionul oricum pleacă. Când pleacă toată lumea. Ne grăbim să ieșim mai repede din avion. Man, mai calmați-vă, mă, mai relaxați-vă. Ce atâta grabă? Și numărul 5. Aș fi vrut să vorbesc despre mai multe tipuri de oameni la numărul 5, că mai sunt chestii enervante. Dar o să păstrez numărul 5 pentru niște bizoni mai micuți, ca să nu ne enervăm așa chiar tare. Nu-s chiar așa de rău. Adică nu e chiar așa de rău. Da, te enervează, dar nu e așa de rău. Deci sunt, știți, mânerul acela dintre scaune pe care îți sprijin cotul? Ei bine, sunt acești oameni care își pun cu ambele coate, deci își pun ambele coate pe ambele mânere. Man. Și tu vrei să-ți pui și tu cotul, știi? Și n-ai unde. Și începe această luptă în care vrei să prinzi și tu niște loc pe cotieră și vezi cum își mai mișcă un pic cotul, hopa, mai vii și tu un pic, hopa, mai vii, știi? Și mai cucerești un pic și mai cucerești un pic de spațiu până ajungi și tu să-ți pui întregul cot. Asta e metoda. E, dragii mei, astea sunt lucrurile, sunt mai multe lucruri enervante, sunt absolut, absolut convinsă că nu e doar asta. Dar mai scrieți voi în comentarii, îmi scrieți acolo tot ce e enervant și tot ce nu vă place și ce vă frustrează. Lăsați aici în comentarii tot ce vă supără, că eu vă ascult și vă răspund. Și acesta a fost vlogul de astăzi, dacă și voi sunteți enervați de aceleași lucruri sau de altele, vă rog să-mi scrieți în comentarii ce vă mai enervează pe voi în avion, în aeroport. Lăsați în comentarii dacă vreți să mai facem genul ăsta de episoade cu 5 lucruri enervante. La, hai și pe Instagram, pentru că postez aproape zilnic pe Insta Story și puteți să-mi scrieți acolo mesaje, că vă răspund, încerc să vă răspund tuturor. V-am cerut de toate, v-am cerut și like, v-am cerut și clopoțel, v-am cerut și Instagram. Ce să vă mai cer? Nu vă mai cer nimic. Vă pup și până data viitoare, bravo!